Oricum, mie mi se pare foarte mișto că atunci când începe un an nou, toată lumea simte nevoia să ducă înspre predicțiile astea. We are rapidly approaching a point where we will have systems that can meaningfully imitate humans to the point where we won't be able to tell. Bine, după aia, pe la jumătatea anului, uită toată lumea ce s-a prezis, știi? Dar nimeni nu se mai întoarce să vadă, bă, avea la dreptate sau nu avea, era vreo vrăjeală. Mi se pare că sunt bilete de loz în plic. Adică tragi bilete de astea de loz și păi dacă se nimerit, întâmplă, știi? Dacă ai nimerit, mamă, care erau șansele? Exact. V-am zis like, share, subscribe. Pentru mai multe... Oricum, 2024 e un an special, cum a fost și 2023 la începutul lui, cum a fost și 2022. Asta e un pic mai special, ar zice. Are prea multă încărcătură decizională. Eu vreau să vă spun un singur lucru, ca să știți exact pe unde ne aflăm. Nostradamus a prezis că lumea o să se sfârșească în 1999. Deci vreau să vă zic că de vreo 25 de ani noi jucăm în prelungiri. Eu știam, așa eram cât... convins că asta e o simulare. Ia zi, cum vi se arată vouă așa, înainte să intrăm în subiecte? Am 10 previziuni pe care lumea le tot vehiculează și o să le dăm cu părerea despre ele, să vedem dacă au șanse sau nu. Deja unele dintre ele ne privesc direct, adică sunt previziuni legate de România, altele sunt globale. Am crezut că pe noi trei. ne privesc direct pe noi trei. La tine eu am făcut o previziune cu apartamentul ăla. Că-l termin? Da. Vorba bine. Eu văd că te apuci de altul. Deci 2024 nu e gata? Nu, sunt absolut convins că nu o să fie gata deci 2024. Mi s-a mai spart toți amă. Tu ești sigur că intri în același apartament în fiecare seară? Bă, este același apartament, da. Bă, deci tu la un moment dat cred că poți să-ți deschizi un podcast de ăsta. Eu cred că la câte experiențe ai acumulat cu apartamentul ăsta, cred că poți să începi un podcast din ăsta pe construcții, pe meșteri, pe... Mai merg pe unde pot să mai anunț oameni, să mai se ajut. Oricum a rămas vreun meșter pe care l-ai prins în capitală, care n-a avut vreodată vreo întâlnire cu tine? Adică e cineva care n-a lucrat măcar 5 minute în apartamentul tău? Mai sunt, dar și anul lung. Adică o să răspundă previziunea pe anul 2024 este că-i cunosc pe toți personal. Și fac un ranking. Hai! Predicții 2024, suntem aici niște specialiști în domeniu, evident că ne pricepem la absolut orice. Există vreun domeniu unde simți că scârțe așa ceva la tine? Nu, eu am certitudini peste în toate domeniile. În toate domeniile, da? Da. Ei, mi se pare și normal, după atâția ani de jonglat cu toate... De România? De România, ar trebui să te cam pricep la absolut la orice. Da, cred că asta e o calitate a noastră, a românilor. Că ne pricepem la toate. Tot. Și e chestia aia și ai văzut. Da, cum zici, sigur, așa și un pic supărat. Eu așa, n-ai eu așa n-ai dreptate. Deschidem tare de tot. După știrile apărute în presa internațională referitoare la presupușii extraterestri înalți de 3 metri, surprinși în fața unui mall din Miami, mai mulți clar văzători au prezis că 2024 o să fie anul invaziei extraterestre. Dar nu e ca și cum o să fie bară la bară, știi, când vin extraterestri în cer. Vin doi și bagă capul pe șest? Eu cred că deja sunt printre noi. Ei? Eu așa ei, bună. Da, uite-te la Sorin. De ce ține geaca aia? Să ne vedem solzii. Zi-vă că asta e discuție veche cu extraterestri. Sunt convins că sunt extraterestri. Pe ce te bazezi? Mă bazez pe cât de bătrân e universul. Deci tu zici că ei sunt undeva? Absolut trebuie să au fost pe aici? Dacă au fost pe la noi? Da. Dar tot timpul sunt pe la noi. Au băut și ei o țuică ceva? Eu sunt absolut convins. Vorbești serios? Cred că ne lasă în pace așa, să trăim... Nu, de asta nu-i vedem noi, că au venit și prin România, dar când au luat țuică, au zis, mamă, aici nu toată mai... Na... Se duce dracu, nava aia, nu mai putem să o pilotăm, hai în altă parte. A fost o teorie din asta, că noi am fi un fel de grădină zoologică și că... Stai, noi cine? Pământul? Noi omenirea. Omenirea. Da, și probabil ca noi sunt alte planete și copiii cu bani din... planete mult mai avansate ca noi, plătesc excursii de-astea cu școala, îi duce să vadă, azi vedem pământul și toți îți și le dă cutie de aia cu fructe, mai aruncă la oameni, știi? Și vin aici să vadă, le dă noroc, mă, că așa le dă, să vadă cum se bucură, știi? Voi ați văzut imaginile de la mall-ul ăsta cu umbra de 3 metri? Nu. Dar și el nebun, mă, să se ducă la mall când e închis, că e noapte. Exact. Ce serios, prost. Adică nu erau și, mai inteligenți extraterestri. Și te mai duci astăzi la mall, mă, când totul se poate comanda online. Ia uite-l, frate. Și acum spune-mi tu mie, da, dacă ești un extraterestru și vezi luminile alea. Da. Nu ți se pare un pic suspect?
Dar poate a confundat molul cu nava mamă, că așa pare, vezi? Știi, o fi, ești în oraș, s-a îmbătat șezi, mama, să-mi bat picior, am întârziat la nava mamă. Băi, ești prost, au închis ăștia nava mamă. Bro, care ai un tricou de schimb? Găsești la mol. Erau pe aici și... Păi, de știi ce mă distrează, mă? Că noi întotdeauna ne imaginăm că extraterestrii trebuie să aibă ceva de a face, adică să fie într-un fel asemănător cu noi, să aibă cap, mâini, picioare. Da, nu, noi nu neapărat să fie. Da? Hai mă, că tot timpul i-am desedat cu... Ca da. Să înțelegem, că nu poți zică, uite-o extraterestru, unde? Uite-l mă în fața ta, e energie. Mai această chestie, cum se întâmplă în state, mă? Zi. Că numai în state apar, mult apar în state. Nu, mă, eu cred că apar peste tot. Ai văzut? Că au apărut și la noi. E o hartă, cum văd extraterestrii pământul. Și numai Alaska și Statele Unite. Și e un ocean, așa că nu. Păi se întâmplă acolo niciunde. Că, nu știu, și noi vrem să ajungem în America, nu? Îți trebuie viză. Eu crezi avea că și viză? Extraterestrii aș prost, duc și eu, unde vrea toată lumea, da, în America. Nu, te duci la Hollywood, să-l vezi pe Brad Pitt, că te-ai uitat la drum, la ultimul ce film. Ce dracu să faci în România, să vezi ce? Ai zburat în lumină, ai terminat tot Hollywood-ul ăla. Vrei exact. Să-i vezi? Unde ai ajuns, bă? La Titu. Asta e tot ce ai putut. Asta e inteligența aia de extraterestru, de o laudă toată lumea, că noi suntem în urmă și ei înainte. Atât ai fost în stare să ajungi la Titu? Următoarea previziune. Asta e una la care tot speră. România intră în Schengen. Ce știm este că de la 22 de ani de la primul demers, chiar premierul a anunțat pe Facebook că România intră în Schengen în martie 2024, dar maritim și aerian. Exact. Da, mai trebuie să mai facă ăștia bani cu vămile, asta am înțeles că e marele film. Ăștia așa zic, altfel nu se justifică. Nu se justifică să mai pui. Păi, tu unde mai găsești telefoane și laptopul pe Olex? Politică globală, am înțeles că ești tare de tot pe geopolitică. Eu am vorbit cu ciola cu ieri. Dar despre cu totul altceva. Dar ideea e că dă bine, adică... Da, l-am întrebat de un bilet FCSB rapid ce să bag. Rapid FCSB, dacă vrei să... Nu știu, asta cu Schengen, mie mi se pare că știi ca o relație de aia de tragi de o gagică și l-am dat ți se ia când vezi că te refuză, nu? Eu nu mai vreau un Schengen, spre exemplu. Eu aș se pare banal acum. Da, și mă rog de voi să intru în Schengen. Păi ai pașaport, da, port bagaj, ai nimic de ascuns, deci să caute. Și pentru ce să trec vama așa lejer? Nu mai bine să stau un pic în vamă, să te aclimatizezi? Îți creează niște așteptări acolo. Deci da, n-ai mai vedea nicio știre. Ți-mi minte cum sunt toate alea înainte de Crăciun și după Crăciun? Da. Cozi kilometrice, că se întorc români. Românii se întorc, nu știu. Și după aia stă acasă, nu ne-am uitat la nimic. Și știi care e problema? Afară. Problema e că spațiul ăla de emisie ocupat de ăsta o să vină cu alte minciuni, o să trebuiască să mintă altceva și atunci mai bine ai astea pe care le-ai văzut. Decât să văd filmuleți cu extraterestru de la mol din... Bă, parcă sunteți fix politicieni, să mă rog, doar ăștia le aburesc așa să pară că e mișto că nu intrăm. Dar n-ai de ce... Când te uiți așa, zic, și cum e, domnul? A, mare, ca ce să zic, că intrăm în Schengen acum. A, era și becherie dacă intram acum 20 de ani, acum, exact cum zice... Noi o să intrăm când se desfințează Schengenul. Exact. Da, așa au vrut să facă. O să mai fie un an de Schengen și să desfințează. Da? Așa au vrut să facă. Au zis că acum hai să desfințăm spațiul. Hai că a intrat România. Haideți toți acasă. Salut, pa, pop, nu mai pot stau, am treabă. Bă, nici de-am ieșit bine din 2023, care nici ăsta n-a fost un an ușor din punct de vedere financiar. Deja un expert de la Riley Wealth Management semnalează că Statele Unite se confruntă cu riscul unei recesiuni severe în 2024. Se prezice că vine iară criza peste noi. Da. Peste noi toți, adică. Dar se de 4 ani. Acum, dar realmente ce se întâmplă, am ascultat un realmente din ce am auzit eu. Așa, da? Bagă, lovește. De la un băiat care a studiat asta, zicea că în Statele Unite, adică în general, dacă reușești să induci frică suficient de mare în oameni să nu mai cheltuie, așa, apare recesiune. Pentru că oamenii blochează banii și atunci banii nu mai circulă. Și atunci n-are cum să nu apară recesiune, pentru că nu mai funcționează economia, că se gripează din cauza faptului că oamenii nu mai cheltuie. Da, da, da. Și dacă tu 4 ani de zile repeți că o să fie recesiune, să fie recesiune, la oamenii, bă, poate chiar anul ăsta vine. Ia să nu mai cumpări o chestie așa, atunci scad vânzările pe nu știu ce și începe să gripeze, că e un mecanism foarte... Și atunci cine are altcineva are interes să fie recesiune în America, nu?
trebuie să fie ceva. E rus. Nu știu mai departe, Mincu. Pot doar deci, să cred. Până aici se limitează la Caterica. Aici sunt. Până aici se limitează înțelegerea noastră în ceea ce privește principiul economic, da? Da, de da, da. Funcționarea lumii, în general. A fost, dar înțelegem că trebuie să fie cineva, dar nu știm cine. Chiar am ascultat de asta, ziceau că boomerii din state dețin foarte mulți bani și boomerii au fost motorul economiei că tot cheltuiau. Da. Și acum boomerii se apropie de perioada în care li se cam termină fondurile de pensii. S-au ajuns la vârsta la care încep să fii zgârcit. Da, și zgârciți. Și acum nu mai cheltuie. Și toată lumea așteaptă să moară boomerii ca să dea drumul la economii, ca să le facă, nu? Ca să... Problema este că acum boomerii trăiesc mai mult. Așa. Și preiau averile copiii care sunt la 70 de ani. Deci el ajunge la 90, preiau copiii de 70. Da. Moștenirea. Da. Și tot nu dau drumul la că zici economie. Că la 70 sunt deja zgârciți, da, și da, da, și ajung deja zgârciți. Și zic că e o parte de bani tot timpul care stagnează. Care e locked acolo. Da, da, e blocată, da. Nu știu, eu aud de 4 ani că e criză. Da? De când a venit COVID-ul, știi? Deci nu ești îngrijorat. Nu, domnul Andy. Cheltui și vara asta? Eu am terminat șantierul. Da? De renovat, mă prinde criza cu șantierul renovat. Ce vacanțe ți-ai propus, Mincule, pentru 2024? De curiozitate. Păi, surf și snowboard, astea sunt. Am crezut că faianță Spania... Da, nu, am încheiat șantierul, acum mă duc să cheltui banii. Păi nu, el a încheiat la el șantierul. Dacă vine criză, o să fie un... concediu în care pune faianță în Spania. Asta ziceam. Da, am faianță în Spania, am marmură Grecia. Și tot așa. Dar n-aș, eu aș muri de foame cu asta, că nu mă pricep. Cu ce? Da, cum să pun Grecia faianță? Păi mergi la Spart. Că și aia trebuie. Hai, o previziune care ne interesează în mod direct. Așa. Se prefigurează că în martie 2024 s-ar redeschide podul Grant din capitală. Nu are cum. Cine este asta? Asta nu are cum. Ăla care a zis cu recesiunea în America, nu? Asta e același om. Asta nu are cum. Dar nu, dacă vreți tragem emisiunea asta din nou în martie, o tragem pe podul Grant, o să fie blocat, puteți să filmăm liniștiți. Bă, chiar azi a trecut pe lângă el. Mi se pare că e destul de departe de adevăr, eu nu văd cum s-ar putea. Dar îți dai seama din nume că durează mult. Din ce? Din nume, podul Grant. E mult de mult și la asta. E bătălia de la podul Grant. Că se tot luptă cu el, de nu le iese. Cum o să fie gata podul Grant? Singurul, asta, eu am chiar în materialul meu vorbesc despre asta, că singurul proiect de infrastructură care a fost gata la timp după comunism este pasajul Unirii din centrul capitalei. Ăla e singurul care a fost gata la timp, au zis că lucrează vara. Fost gata la timp, are aceeași lungime, nu mai are aceeași înălțime. Pasajul Unirii a devenit uman, mă. Cu vârsta scade în înălțime, se strânge așa. Se strânge așa, e cum să strângem cu toții, mai cocoșați. O să treci doar cu trotineta în 4 ani pe acolo. Bine, mă. În paralel se anunță că urmează să se construiască metroul la Cluj. Ce credeți? Asta a spus un comedian din Cluj. Asta a spus un comedian din Cluj, probabil. Emil Boc îl cheamă. Asta e one-liner din Cluj. Da, mă, auzi. 1 martie speră să înceapă lucrările. Păi asta mi se pare stai nice. Stai, Miguel, a spus speră. Speră, da. Asta e declarație oficială, poți să ai voie să... Da, mă, asta e siguranța pe care ai când ai semnat un contract în România. Asta, sper. Exact. Cum scrie și aici în contract, dacă Dumnezeu este român... Exact, da. Sper. Mă jur că încerc la obligații. Mă jur că încerc. Să mă rog familia dacă nu dau toată silința. În caz că nu se începe. Voi aveți dreptate. Speranța a devenit o noțiune foarte importantă în toate actele oficiale, pentru că iată, observ că și Metrorex și Ministerul Transporturilor speră ca lucrările la metro Otopeni să fie gata în 2027. Păi da, da. Nu e, asta nu e știință exactă la noi. Că nu e, nu știi ce apare. Nu știi ce mai apare. Așa da. E. Asta e baiul. O casă... un teren și atunci tot nu poți să termin. La nivel la noi, de speranță. Ăsta n-a terminat apartamentul, dar pe aia metrou. Ăsta e semnul. Ăsta aceiași muncituri. Merge din nou global. Știți că anul ăsta sunt alegeri în cam toată lumea. E un an cu totul și cu totul aparte, 2024, din punct de vedere electoral. Da. Sperăm să fie alegeri. Asta și sperăm să iasă românii la vot. Și asta e altă... Dar nu e, anul ăsta nu o să fie, că pică e România. Hai mă să vedem, serios vorbind. Vedeți sondajele, da? Deci peste tot crește dreapta. Peste tot în lume crește dreapta. De fapt, e mai muncită. E mai muncită. Da. Mâna dominantă aia. Și pe asta mâna dominantă. Da. Păi toate astea de extreme merg mână în mână cu o să vină criza,
E război în Ucraina, Taiwan o să fie invadat, cresc prețurile la laptopuri, se scumpesc Adidas și toate astea. Nu mai avem... Și prindă foarte mult, știi, după, mai ales după anii de pandemie, care a fost o conspirație, ne-au dat cu praf de COVID și toate astea. Dar eu cred că are foarte mult legătură și cu TikTok-ul. Și cu toate social media. Absolut. Care... Se pare că în ziua de astăzi toată lumea e lumină după TikTok. Sau fake în news, caz, marea exact, majoritate. Fake news-ul se răspândește mult mai ușor în social media decât o chestie interesantă sau mișto, știi? Și cum e ceva wow, extraordinar, o vrăjeală, o teoria conspirație, se duce. Pârghile de manipulare acolo sunt, pe Facebook și pe TikTok, că intră direct în capul omului. Și TikTok-ul acum, e nou oracol din Delphi. Eu sunt manipulat la fel de TikTok. Da. Deci eu de când a ieșit ăla, reprezentantul NATO, care a zis că să nu luăm... Hârtie igienică. Nu, să nu luăm pacea for granted. Așa? Și că trebuie să ne pregătim cu baterii, cu radio, cu baterii, cu nu știu ce, cu așa, să avem chestii. Bă, m-a luat o panică de m-am pus să-mi cau o mașină din asta, all road. Ca să, nu știu, ca să ce? Ca să fug peste câmpuri. Nu știu exact care e filmul meu. Și după aia zic că am uitat bateriile acasă când ajunge vârf de deal. Dar cumva m-a cam dus așa într-o zonă de trebuie să-mi cumpăr echipament. Stai, mă, de cort. Stai, asta a zis ăla care era... Nu e șeful NATO, care a fost ceva, a avut o funcție, nu? Și acum e nu pensionar. Știu, mă, nu știu, mă, că eu văd pe TikTok. Na, eu am eu timp are, să da, mă, e judec. Unul care a zis, dar care, nu cred că mai are funcție. A fost, e retragere. Hai, mă, hai să încercăm totuși niște previziuni. Da, nu știu, nu știu în America ce se întâmplă. Că mi-e frică și mie. Intuiția. Ce? Intuiția ta de... Intuiția e că nu o să iasă. Nu o să iasă. Nu, băi, pentru că nu așa, să-l las. Așa, nu, mai, așa, mi se pare că nu o să-l las. Vorbim de Trump, nu? Democrații sunt așa de disperați pe zona asta. Vorbim de Trump. De Trump, da. Nu o să-l lase. E groasă treaba, că dacă lasă... E că... nasol ce se întâmplă aici în Europa așa... cu Rusia. Băi, altceva vreau să vă întreb. Suntem într-un an în care fake news-ul a ajuns mai apric decât realitate. Voi vă aduceți aminte că noi avem ceva experiențe, da? Da, e adevărat, la un nivel de ăsta, de un fel de micro da, incipient, da. Celebrul pixel albastru, da. Care pare o joacă pe lângă ce se poate face astăzi. Păi nu, anul ăsta nu o să fie. Zici tu? Da. Ce, mă, că nu se pricep românii să le facă încă de aia. Da, mă, da, plus că o să... Stai, mă, că nu trebuie să priceapă românii, că sunt tool-urile deja. A, zici că sunt puse? Păi tool-urile sunt, tu poți să faci video, nu știu, iau o poză de la tine și cânți păi ceva. Da, mă, dar la care o să facă video ăsta la final o să-l pună like, share, subscribe la canalul meu, știi, că vrea subscriber și vizualizări pe TikTok și așa o să dai seama că e fake. Deci tu zici că stai relaxat. Da, nici. Din punctul ăsta de vedere. Bravo, frate. Plus că noi n-avem internet bun așa în mediul rural, unde acolo contează. Hai, mă, să vedem. Din asta nou, din e. Categoria speranță. 250 de kilometri de autostradă și drum expres în România. Dacă anexăm Ungaria. Doar așa. Aveți pamflet scris la asta? Bă, asta zic că era obiectivul știu. Pentru 2024, să știți. Dar nu, de nu erau de făcut, așa, de numărat, nu? De numărat, da. Exact. Deci cât poate să numere omul care numără cât avem? Exact. Ăsta e obiectivul lui. Da, m-a zis, a declarat în decembrie, deci la sfârșitul 2023 a declarat Grindeanu că ăsta e obiectivul, 250 de kilometri în 2024. Dar tu trebuie să știi că în 2023 ne-au ieșit 87 de kilometri de autostrăzi și drumuri. Dar nu știi cum e la sfârșitul anului când bei acolo, păi nu, te apropie Crăciunul, ești mai pe băute, ai chef de promisiuni, de iubire, de dragoste. E an electoral, da? Ei au terminat... 240 de kilometri că au tot făcut pe ei, dar nu inaugurează. A, și îi lasă acum. Îi lasă acum. Deci după predicția aia, ta e că într-adevăr o să avem 250. Pe an electoral trebuie să fie 250 de kilometri. Deci practic mai că avem niște autostrăzi trase pe dreapta. Da, dar nu le dau drumul ca să nu... Hopa, le-am făcut. Cum ce aveți, mă? Făcut? Voi o luați pe la Comarnic? Da. Proștilor. Bă, e una deschisă, dar nu știați voi de ea. După 3 luni. Vreau doar să vă zic că... Știi ce o să fie, iartă-mă. Te rog. O să fie la finalul anului 2024, să vină Grindeanu, așa știi, declarații de presă, îmi cer scuze. Am băgat un 0 în plus din greșeală. Am băgat un 2 în plus, dar în față. Eu când am scris declarația, am scris 25, o să sperăm și s-a interpretat 250. O la 250 sperăm. Vreau doar să vă spun că tot în 2023 am reușit o performanță foarte frumoasă pe șine. Deci trenurile au întârziat aproape 4 ani și 6 luni. Cumulat.
Da. În minute, da? 2 milioane și jumătate de minute. Dacă e 4 și 6 luni. Poți să-l de la clasa pregătitoare. Da, să-ți dai seama că dacă trimiți ouă, îi vine găina. Trimiți pachet. Că... vine o găină cu experiență de viață. Trecută pe 3 oale de ciorbă. Au văzut toți morcovii. Da, că am stat la Titu, de mi s-a uscat. Hai băieți, una ca lumea, tot 2024 se prezice că o să vină marele cutremur. A zis care și Nostradamus. Unde? Ei, nu știu, lume? Frate, că se tot discută. În lume? Nostradamus a prezis în lume, uite, solul al 23-lea în Taur, atât de puternic va face pământul să tremure, marele teatru se va umple, apoi se va prăbuși, aerul, cerul și pământul vor deveni întunecate și tulburi. Noi nu avem Nostradamus, dar o avem pe Carmen Hara, care a prezis și ea, va fi un cutremur mare, se va zgudui tot. Oamenii încep să se retragă în zone montane, pentru că se simt feriți. Asta nu mai e, asta nu ține de ce va fi, e părerea mea. Așa? Că oamenii se retrag în zone montane, asta nu mai are treabă cu ce au prezis, cum da, da. Se retragă. Dacă se bagă zăpadă, eu cred că oamenii chiar încep să retragă ușor, ușor în zone și montane. Și oamenii merg la schi. Cu schiuri, cu plăcere. Să dea cu zăpadă, dar să dea cu zăpadă. Păi nu mă, stai, serios, Carmen Hara a zis că o să fie cu tremur și după aia oamenii se retrag în zone montane? Da, totul asta este la nivel psihic și mental, din cauza stresului, oamenii dezvoltă tot felul de tulburări. Cum ar fi cu tremure? Sau ce drept? Din cauza stresului se mișcă placa tectonică. Din cauza stresului că vine cu tremurul. Oamenii se retrag, deja anunță că vine cu tremurul, deci, și practic... oamenii când aud apare stresul pe ei și se retrag. Deci toți oamenii care îi vezi de 1 mai la munte, la grătare, sunt stresați că vine cu tremurul, de fapt. Exact, da. Cum, ne-am plecat de stres, că se zguduie, se zguduie în mine așa un sentiment, de venea să o bat pe asta. Am zis că plecă decât să vină cu tremurul din cauza mea. Cine e Carmen Hara? Adevărat că mie, uite, eu nici nu știu cine e Carmen Hara, dar sună ca și cum știe ce zice. Hara. Știi, Carmen Hara. La har, le are la... cu astrologia, cu numerologia, cu chestiile astea. Păi și nu, păi nu și... rămânem noi la ce știm? Da. Unde ne băgăm în... Ne băgăm noi unde ne fie unde ne băgăm noi la cutremur, la... Deci nu ne dăm cu părerea aici. Trecem peste. Dar nu că ne dăm cu părerea. Este cutremur... Cu tremur poate să fie acum, dacă și după aia. Și, dar știi care, eu cred că fac pe rând, că în fiecare an e câte unul care zice cum să fie cu tremur anul ăsta. Așa. Și acum a venit rândul lui Carmen Hara să anunțe ea cu tremurul. Da. Și e, așa este, în fiecare an e cu tremur, că nu trebuie să apară, să mai fie o știre despre ea. Dar, pe de altă parte, nu văd cum ajută dacă ea prezice și... Ar trebui să facem, să închidem și această emisiune. Așa. Să închidem la finalul anului. Băi, a fost un cutremur anul ăsta? N-a fost. A, tu zici. O sunăm pe doamna Carmen. Da, da, da. Dar nu e ca nu și cum supărați. Dacă tu prezici cu tremurul... Să facem o ediție și la sfârșit să vedem ce din previziunea asta s-a adeverit. Știi cum? Doamna Hara, cu cutremurul ăla. Mai bine? Că e 31 foarte, decembrie. E foarte românește să dai de lucru unor oameni și să nu faci follow-up. Și oamenii ăia nu se mai țin de așa treabă. Așa trebuie să facem și noi. Când pac, ne vedem la finalul anului. Băi, și Trump. Așa. Și dacă tu zici, eu zic, o să fie cu tremur în 2024. Și vine cu tremur la nasol, gălătiri, prăbușite. Ce este nasol? Băi, e live de la ProTV cu Miculescu. Bă, v-am zis? Da, ce cum? Faci? Adică te bucur că ai prezis asta? Ce folos și ai? Și m-am întrebat la chestia asta. Pe de altă parte, tu poți să materializezi, adică să... monetizezi. Monetizezi, scuze, să monetizezi. Trendul ăsta, că bă, aș știu mincu, mă. Și mai vin oamenii, domne, ce face? Vin la spectacol să le citești în palmă. Îți dai seama că o să vină toți la spectacolele tale. A, exact. Păi da, dar nu o să vină să râdă, o să zic, nu, stai-ți un pic, acum ne zice 6 numere. Păi, tu te lași de stand-up, te apuci frumos de făcut predictions. Fac TikTok-uri de astea, da. Tu, te îngrași. De unde știi? Păi mănânci în timp ce vorbesc cu tine. Ia, hai să vedem. În 2024, cursa pentru cucerirea spațiului se va accelera. Dar tot timpul se accelerează. Ce? Asta mi se pare cea mai stupidă între ele. Că se accelerează toate. Și are legătură cu kilometria de autostradă. Vezi? Clar. Are, adevărul că prea mai... Da. Păi unde aterizăm noi nava spațială românească? Păi zice că se discută despre. Păi se discută despre stația lunară tot timpul. Se preconizează că în 2024... Ce? Se va coloniza, vom coloniza planeta Marte. O să fie tarif dinamic. Nu o să fie. O să fie tarif dinamic pe fiecare zbor în spațiu. Are probleme la Tesla mari, nu unde să te pui tu acum, te duci până pe Marte. Păi nu Tesla, mă, că au început indienii, chinezii, rușii. Ce zici tu, că SpaceX o să rămână în spate? Nu că o să rămână, aș văd de treaba lor, dar au început indienii, au trimis pe lună. Mai sunt și alții. Și îți dai seama, dacă intră indienii cu forță de muncă, n-ai văzut ce s-a întâmplat noi la livrator, nu mai sunt români.
Păi dacă începe ăștia în spațiu tot așa, sunt locuri de muncă de ocupat acolo. O să... Are dreptate. Dar n-are cum să ajungă, mă, o... Cum să nu? Mie știi de câte ori mi-o ia când comandă o ia greșit prin altă parte. Da, păi așa o ia odată. N-are cum să ajungă, mă, ăștia pe... Să și, colonizeze Luna. India? Da. Deja au deschis restaurante. Nu, cum să colonizeze? Serios, să colonizeze, sunt, zic că sunt deschise. Să sunt... ajungă deja două deschise. La care lucrează românii Soto. Hai, mă, și cea mai mare frică a omenirii care rămâne AI-ul ăsta. Da. Ăsta este. Se preconizează că în 2024 AI va prelua puterea. AI. 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 E groasă AI. Da. A? Tot în 2024. Bă, dar se întâmplă multe. Dar fiecare... Da, mă, am zis 10, când, am luat 10 previziuni. Păi și când să preia? Păi până la sfârșitul anului. După alegeri? Păi asta zic, că după alegeri, înainte de alegeri. N-ai cum să iei înainte de alegeri. Nu te baci, înainte de alegeri n-ai cum să iei. Trebuie să păi știi. Dacă preia AI-ul, care credeți că sunt primele chestii pe care le face AI-ul dacă preia? Bagă din nou dosarul cu șină. Bună, bună întrebare. Bagă dosarul cu șină din nou. Zici tu. Da, la mișto, să facă mișto de România. Așa. Că te aștepți că e tehnologie nouă, că totul o să fie digital. Uitați, cozi direct. Cine ca și cum pe el deranjează. Eu zic că o să oprească mașini. Așa, de fun. O să oprească mașini? Să conecteze la mașinile astea foarte legate la net, să le închidă așa, să controleze traficul de acolo. Tu nu mergi astăzi. Da, da, că nu-ți pleacă mașina, deci să decongestioneze traficul, că AI în primă fază, nu? El vrea să ajute. Și atunci vine cu această... Ce pozitiv gândește el. Bravo, mă! Păi n-are cum să fie... place cum să se întâmple asta. Da, da, da. N-are cum să fie așa rău. Dacă preia nu ia joburile, mă, asta e prima chestie pe care o va face. Da, și când a apărut motorul cu aburi, la fel s-o speriau oamenii când ne iau joburile. Cum, mă, motorul cu aburi? Motorul cu aburi, nu știi ce panică a fost? Păi știu, dar nu era legat de că ia jobul. Ba da. Da? Păi da, erau oameni care băteau nu știu ce chestii și a zis, am o mașină care bate de 10 ori mai repede ca voi. Și toți au fost, mă, dar eu numai asta știu să fac, să bat asta. Ce joburi se ia în România, Andy? Care sale să le ia? Că nu știe să zic. Eu în vă fac, dar vă costă. În administrația de stat, mă. Eu... Hai că mă apuc. Așa, n-ai, trebuie să-i bagi scârba aia în somn, așa, de România, ca să meargă să preia. Știi ce ar putea să preia? Mai mâncați aici? Dacă ia, eu preia meșterii, mă. Să preia ce fac meșterii. Aia ar fi mișto. Să fie. Păi asta eu, zice. Da. Asta zic. Păi aia, am crezut că tu ziceai de efectiv. Asta de... Zice, nu, să e preia de asta, să preia scârba asta de la noi ca să-l creeze, da? Așa ca să aibă, da, că altfel dacă vine ceva tehnologie, nu ne prindem noi, nu punem bot. A să vină așa un robot ospătar sictirit. Vă aduc meniu. Am treabă. Un chat GPT de ăsta românesc. Da. Ești aici? Exact. Când te duci la hotel, ai văzut, te duci mereu. Bă, mereu când mă duc la hotel în turneu, se uite aia la mine, uite, bă, au intrat clienți. Și te întreabă, aveți rezervare? Da. Și nu te crede. Și se uite acolo, bă, și mai intră nebune așa în hotel, aveți rezervare. Deci ăla e job pe care o să-l ia AI-ul, nu? Hai să facem o prediție ce joburi cad anul ăsta din cauza AI-ului. Asta e interesant. Asta ce e interesant. Joburi cad? Da. Ospătarul nu cade. Nu, no, niciodată. Call center de ăsta din India. Call center-ul e cam gata. E cam gata deja, e acolo. Deci call adică nu prea mai vorbești duce. Cu oameni pe la call center. Foarte rar. Ce mai poți să preia? Păi poți să preia multe. Cam tot ceea ce poate deci fi pus ce... într-o procedură. Tot ce... Deci tot ce înseamnă administrație. Oricum poate să preia, că oricum nu se prea face. Păi tocmai de-aia nu o să preia. Păi nu, că trebuie să preia. Nu, n-are cum că îl face. AI-ul, cumva, el nu poate fi... El, singura lui problemă e că el nu stă degeaba. A, și atunci n-are cum să preia. Da, deci sunt câteva aia. Locuri pe care, în care nu o să bage. Așa. Ca de exemplu în administrație, că el nu știe să stea. Uh-huh. El și nu poate să voteze, mă. Și asta e o problemă. Nu prea văd eu ce ar putea să preia. Efectiv. La noi n-ai ce să preia. Serios, n-ai ce să preia la noi. Unde să-l pui? Păi cuvântul meu, că nu văd unde putea să pui inteligență artificială. E... Nu văd unde putea să pui inteligență. Nu că... Lasă inteligența artificială. Nu există vessel care să conțină. N-are, mă, unde, n-are ce să preia. Auzi, bă, dar vouă nu vi se pare că nu e fair cumva? Adică, bă, dacă s-a inventat inteligența artificială, de ce nu s-a inventat, bă, și prostia artificială? Interesantă întrebare. Asta am mai discutat despre asta. Prostia e naturală. Da, ea există. N-are, prostia n-are cum să fie artificială.
Exista dinainte. Da, adică... Doar așa să derive din AI în timp. Este inteligența, adică baseline-ul este prostie. Și atunci tu trebuie să lucrezi ca să creezi sau să generezi inteligență, pe care dacă nu o întreții, nu o susții, se duce înapoi la baseline care e prostie. Dar la noi dacă faci AI în România, o să plece la muncă în străinătate, zic eu. Să preia joburile de la AI. Dacă faci niște algoritmi ăștia. Da, mă, să plece algoritmi toți. Ăștia, dacă faci niște algoritmi. Serios, să preia alea pe jumătate de bani și să lucreze și mai bine ca ea. Și că de unde-i, mă, AI-ul vostru? Da. Că făcuseam și voi unul, era foarte bun. E Spania, frățiu, a plecat. Lucrează de două ori mai mult. Nu face ce a fost, ce a fost programat să facă. Da. Face altceva. Mai spală trimite cu alte coduri. Da. Mai trimite criptomonede în țară. Da. Coadă. Le șterge la... virgulele. România ne-a intrat nici acum în Schengen. Coadă de AI-uri în Vama Nădlac. Ce mă rog. Spară la cură alte coduri. Și văd. Pune linii în alte programe. Cine v-a programat aici? Cine v-a dat cu desktop aici? Cine v-a dat click dreapta delete aici? E bună, tată. Hai, ca nu poate să înceapă bine condițiile astea mie. Mi se pare că orice ar fi, noi totuși... Nu, să fim sănătoși, că în rest le stricăm pe toate.